Unii dintre micii producători se plâng că nu vor mai scoate nimic din ce au investit în culturi, din cauza pământului supra-saturat de apă. Cum se vede și aici, așa este baltă, de 2-3 săptămâni încoace în continuu, deci nu le mai udăm. Încercăm să udăm capetele, nu se poate uda, pentru că acolo fiind mai sus puțin terenul, ar mai avea nevoie puțin de apă, dar aici nu. Dar nu avem ce să facem, le lăsăm așa pentru că le distruge de tot. Producția va fi afectată? Da, este afectată mult, mult. Vedeți, uitați cum s-au și îngălbenit plantele în vârfuri din pricina atâtei apă care este. Mulți localnici din Beiu spun că ploile le-au distrus toate speranțele să mai scoată ceva de pe bucata de pământ pe care o munceau. În plus, pentru unii era și singura sursă de existență. Toate este în apă. Și ceapa, și usturoiul, și văzură, și pardei, și mazăre aveam și eu pus. Aveam toate alea puse. Ți-am și eu în timp, dar n-a rămas cu nimic. Acum pui din nou. Ceapa s-a dus, roșiile astea le-am pus a treia oară, dincolo în partea alta am pus ceapă, usturoi și aia. Le-a topit, adică le-a uscat. Agricultorii care anul trecut au avut culturile calamitate mai mult de 30%, iar acestea nu au fost asigurate, vor beneficia de o reducere proporțională a impozitului pe venitul agricol. Pentru cei care au în acest an culturile afectate, important este să anunțe autoritățile pentru a spera la ajutorul de la guvern.